Bună seara, dragii mei prieteni! Sabatul este întotdeauna binevenit pentru că noi, păcătoșii, încercăm să ne vindecăm rănile în prezența cuvântului Domnului Hristos, făcute de păcat, bineînțeles, la piciorul crucii. Un cuvânt, o vorbă, un gând, un simțământ, o privire, toate care au pătat și au afectat sufletul și inima noastră. În condițiile în care păcatul rănește și continuă să adâncească rana în inima noastră și în sufletul nostru, avem nevoie de harul fiecarei zile, avem nevoie de harul fiecarei săptămâni și în special avem nevoie de harul fiecarei zile de sabat în care ne este promisă prezența Domnului Isus Hristos. Așa că în această seară cred că sabatul este de foarte bun augur. Am petrecut ceva timp astăzi sub impresia cuvântului lui Dumnezeu și unul din versetele care le-am citit cu pasiune în această dimineață îmi sună și astăzi în urechi ca un ecou care vine de peste 2000 de ani, ca o trâmbiță a lui Dumnezeu care se adresează într-un mod atât de solemn nouă oamenilor de pe pământ, care trăim în mod concomitent cu ultima generație în care cel mai teribil sistem global, format vreodată împotriva oamenilor, împotriva umanității, împotriva Dumnezeu, trăiește, există și se bucură de sângele celor care mor datorită ignoranței, cunoștinței cuvântului Dumnezeu și cad pradă sau victimă acestui sistem global. Titlul pe care l-a pus pe inima mea Dumnezeu ca să-l împărtășesc cu dumneavoastră în studiul care urmează se intitulează Dacă se închină fiarei. Acestea sunt cuvinte de foc, cuvinte profunde care apasă pe conștiința fiecărui suflet care are interes veșnic, dragii mei prieteni, și care sunt rostite de Dumnezeu, așa cum am spus, în ecoul Apocalipsei, care ne ajunge pe noi, ultima generație din urmă, și în capitolul, capitol, capitolul 14 din Apocalipsa ne spune, omule, oprește-te. Am ceva foarte important să spun. De fapt expresia aceasta din Apocalipsa capitolul 14 versetul 9 și 10 Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului? Aceste cuvinte pentru mine reprezintă cel mai solemn Avertisment din istoria creștină, din istoria modernă a creștinătății. Nu există o declarație atât de profundă, atât de puternică, atât de frontală, care să abordeze umanitatea pe terenul ei. Dumnezeu ne iese la întâlnire și ne vorbește în mod necruțător, direct, printr-o declarație. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei, pe frunte sau pe mână. Prietenii, în primul rând, dacă se închină cineva fiare și icoanei ei, spuneam că este o declarație care identifică, fără perdea și fără pardon, autoritatea sa, sistemul care guvernează lumea în timpul de astăzi, fără Dumnezeu, fără fundament și care lucrează împotriva lui Dumnezeu și împotriva celor care se încred în Dumnezeu. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, în prima declarație pe care o avem la dispoziție, putem să tragem concluzia că Dumnezeu este total împotriva celor care se închină la icoane. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei. Prima întrebare care răsare din citirea acestei propoziții sau acestei declarații este întrebarea, Doamne, dar ce nu avem voie să ne închinăm la icoane? Pentru că cea mai mare biserică din lume, cea mai influentă biserică din lume, cea mai proeminentă biserică a lumii, biserica Romei, Vaticanul, este plină de icoane și iconografia este parte din forma de închinare și religiozitate a acestei entități religioase. Și totuși, modesta Biblie, nebăgata în seamă scriptură, ultima carte a Apocalipsei, care este concluzia concluziilor, este cea care ne vine în întâmbirare și ne spune prin autorul ei, care este Dumnezeu, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei. Înainte ca să ne întâlnim cu fiara, de fapt, avem de-a face cu o icoană a acestei fiare. Până la Dumnezeu te mănâncă Sfinții. Până să ajungi să vorbești sau să dai piept cu piet cu fiara, ai de-a face cu icoana fierei fiarei. Desigur că este un subiect extrem de important, desigur că este un subiect provocator, desigur că este un subiect pe care foarte mulți în ignoranța și nesiguranța lor scripturistică au tendința de a specula sau a mistifica acest concept al fiarei și a icoanei ei. Dar totuși, o preliștea acestei declarații, dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte, sau pe mână, mă duce cu gândul la porunca a doua din cele zece care spune să nu-ți faci nici o imagine, să nu-ți faci nici un chip cioplit, să nu te închine înaintea lor și să nu le slujești, pentru că eu sunt un Dumnezeu gelos. Deci Tatăl nostru din ceruri ne trimite din nou la original, la porunca care ne spune nu te închina la icoane, de niciun fel, fie ea chiar icoana fiarei, mai ales Că este vorba de o icoană a fiarei, e vorba de un simbol care ascunde, de o icoană, care ascund, ascunde în spatele ei o entitate sau o autoritate a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă se închină cineva, după această expresie, se presupune că cineva ar fi o persoană, două, aici-colo. Ci vorbește vădit despre o majoritate a lumii care dezvoltă un atașament față de un sistem global care a dezvoltat o icoană și imaginea acesteia. În realitate, prieteni, lumea întreagă recunoaște atitudinea de fiară în comportamentul și limbajul folosit de sistemul global modern, care în mod providențial se mai numește și Marele Babilon modern. Este un lucru firesc să ne punem întrebarea în aceste vremuri solemne, tulburi, dacă acest sistem global recunoaște sau nu, sau dacă ar avea decența de a recunoaște, bineînțeles, stigma apocaliptică pe care o poartă. Da, domnule, noi suntem fiara din Apocalipsa, noi cei care avem icoana, noi suntem cei care vrem să vă omorâm dacă nu deveniți neguvernabil și nu recunoașteți autoritatea absolută a lumii. E cineva pe pământul acesta care are acest nivel de naivitate în care să creadă că într-o bună zi oficial va ieși la radio Fiara și va spune, da, noi suntem Fiara, noi suntem Babilonul modern, noi am creat icoana Fiarei și dacă nu vă închinați și nu acceptați această icoana noastră, vă facem să dispă dispăreți de pe mapa planetei. Crede cineva cu atâta naivitate că o fiară va recunoaște vreodată că este fiară, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui. Cita cineva în cartea lui Iov. Așa că atunci când fiara aceasta, cine o fi ea, amenință că va fi dificil și mai dificil dacă nu ne închinăm ei să trăim pe pământul acesta, să rămânem cetățenii planetei pământ, Domnul Iisus pe de cealaltă parte vine și spune alegeți să-mi întoarceți spatele într-un moment în care eu am nevoie ca voi să vorbiți pentru numele meu? Domnul Iisus Hristos însuși vine și amenință nu lumea păgână care nu cunoaște nimic despre ce este fiara sau autoritatea acesteia sau icoana fiarei, dar Domnul Hristos se adresează în special în această solie a îngerului al treilea poporului său. Se adresează entității creștine care pretinde că urmează pe Dumnezeu pas cu pas. În aceste circumstanțe, poporul nostru e bine ca să ia aminte. Domnul Hristos adresează acest mesaj într-adevăr lumii întregi, dar mesajul Soliei în jurul al treilea are întâietate pentru poporul lui Dumnezeu care trăiește într-o stare sau într-o condiție, într condiție spirituală gata de a trăda. Nu există, sau dacă cineva crede, sau are această naivitate, că, mă rog, autoritatea fiarei care guvernează lumea ne va spune întotdeauna ne va vrea binele, sau dacă cineva crede că, mă rog, sursele de informare oficiale nu ne vor minți niciodată, sau dacă cineva are naivitatea ca să creadă că un complex farmaceutic mondial ascuns sub icoana Organizației Mondiale a Sănătății. Care face milioane și miliarde de dolari pe cărca noastră, ne vrea, ne vrea binele, ne vrea sănătatea, ne vrea vindecarea, trăiește într-o lume paralelă, care nu are nimic de a face cu realitatea fizică, realitatea crudă, realitatea nesinceră, realitatea coruptă a lumii în care ne găsim. De aceea, dragii mei prieteni, invit pe toată lumea în această seară să ne plecăm capetele într-o cercetare, într-o părtășie cu Domnul Hristos să-i ascultăm păsul mântuitorul are acest of al sufletului său pentru că el nu dorește ca să piardă biserica creștină el nu dorește să-i piardă pe creștini mesajul este în speță celor care sunt cunoscători ai cuvântului lui Dumnezeu imaginați-vă că dacă mergem undeva într-o țară de gen India unde oamenii nu au cunoscut înțelepciunea Harului Dumnezeu, unde oamenii n-au fost binecuvântați și răsfățați cu prezența binecuvântărilor lui Dumnezeu și le punem în față această declarație a cărții Apocalipsei în capitolul 14, dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și se va primi semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Prieteni, acest text nu are nicio relevanță pentru un om care nu face Scriptura o busolă morală a vieții lui de zi cu zi. De aceea, vin cu o idee poate care este destul de provocatoare. Mesajul din Apocalips, capitolul 14, dacă se închină cineva fiare și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, nu este un mesaj care se adresează întâi întregii lumi, celor 8 miliarde de oameni pe pământ. Nu. Acest mesaj are de a face cu acei cunoscători ai Scripturii, acei creștini care pretind absolutismul cunoștinței biblice ca și care totuși detrimental aleg o viață total diametral opusă cuvântului lui Dumnezeu. Trădarea, această stare de iuda, de trădător, de publicitate de caracter, Există în aerul pe care îl respirăm. Ne va duce în situația de a bea din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat, fără milă. În genere, surpriza surprizelor vine că atunci când discutăm despre cele șapte plăgi, noi suntem foarte convinși că pl aceste plăgi cad peste oamenii răi, care n-au fost expuși cuvântului lui Dumnezeu și care și-au ales calea lor, fără Dumnezeu, undeva departe de Biserica Creștină. Când, de fapt, în Ezechiel, capitolul 9, ni se spune foarte clar că acel înger care primește o poruncă, Ezechiel, capitolul 9, zice că ia călimara, du-te, treci în Templu și fă un semn pe fruntea celor ce gem și suspină din pricina uriciunilor făcute în Sion. Și după ce se termină această sigilare, după ce se pune un semn pe virtutea virtuța de caracter, a fiecare cetățean din templu, adică din biserica creștină, atunci ia, treci și pedepsește ochiul tău să fie fără milă și începe cu bătrânii casei lui Israel. Această expresie, curățirea templului, pedepsa lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu va începe cu aceia care s-au pretins a fi așteptători ai Domnului Hristos și care prin viața de zi cu zi au neglijat, au trădat, au dovedit tocmai inversul. Ipocrizia creștină, cel mai dureros fenomen întâlnit zilnic pe pământ, ipocrizia creștină, duplicitatea de caracter care a adus la descurajarea multor oameni care ar fi putut să îmbrățișeze adevărul, dacă creștinul din mine ar fi trăit în de acord cu voința lui Dumnezeu, cu o temere și cu o pioșenie pe care, din nefericire, eu ca om n-am reușit să o dovedesc în mod absolut în viața aceasta. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a oferit, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea sa, pentru iubirea sa și pentru faptul că ne mai păsuiește. În circumstanțele date, Apocalips capitolul 14 ne spune, dacă cineva se închină fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, adică recunoscând cu sinceritate o farsă, știm foarte clar că sinceritatea nu transformă niciodată o eroare într-un adevăr, și/sau pe mână, însemnând că oamenii care nu cred neapărat filozofia de viață a autorității globale, totuși primesc impunerea cu forța acestui semn, o vor face datorită autorității. Omul oportunist, care este majoritar în societate, omul care zice: Bă, nu cred, dar decât să-mi pierd pâinea, decât să-mi pierd serviciul, mai bine zic și eu ca ei, și fac ce vreau eu, ca să am și eu loc în societatea pământenilor, o societate care a devenit din ce în ce mai coruptă. În contextul acesta, dragii mei prieteni, să știți că Dumnezeu este cel care face un apel asupra minților noastre și ne invită să luăm serios în considerare acest ultim avertisment și apel final. Plăgile din Apocalips, capitolul 16, în primul rând, vor ataca subiecții creștinismului și va începe cu mine, Liviu Tudoroiu, și alții de teapa mea, dacă nu voi reuși, prin Harul Lui Dumnezeu, fuziunea mea perfectă, absolută, profundă, totală, cu Mântuitorul meu scump și iubit Iisus Hristos. Voi fi lăsat pe din afară eu și cei ca mine și eu personal voi fi primul subiect al plăgilor. Și după aceea bătrânica de 86 de ani care nu înțelege și nu poate explica solia celor 2300 seri și dimineți și care probabil că a avut o viață și ea așa cum a avut-o. Înainte ca cineva din lumea aceasta să primească plăgile lui Dumnezeu, noi, noi cei care ne-am lăfăit în cunoștința cuvântului Dumnezeu și nu l-am trăit, vom fi primii subiecti ai plăgilor lui Dumnezeu. În Biblie, de acord cu versiunea acesteia, există trei forme de mânii. Mânia națiunilor, este mânia care o vedem astăzi, că se manifestă împotriva cuvântului Dumnezeu, o bagiocură la adresa Domnului Isus Hristos și la adresa Tatălui Ceresc. După aceasta, evident că va veni, după încheierea Harului și lucrării Domnului Hristos în Sanctuarul Ceresc, va veni mânia mielului. Și după mânia mielului va veni, va veni mânia lui Dumnezeu. Deci, atenție, avem mânia națiunilor, națiunile se mâniaseră, mânia națiunilor, avem mânia mielului, care este mânia Domnului Hristos, și apoi avem mânia definitivă și absolută a Tatălui Ceresc, mânia lui Dumnezeu, care se va exercita după o mie de ani, în de acord cu Apocalipsa, capitolul 20, și care va șterge și eradica orice formă și urmă de păcat sau păcătos care exista vreodată în istoria națiunilor. Dragii mei prieteni, dacă se chină cineva fiarei și icoanei ei, este cel mai solemn mesaj care avertizează poporul lui Dumnezeu și apoi lumea întreagă cu privire la o atitudine intolerantă a lui Dumnezeu față de păcat. O atitudine în care există simplu o decizie radicală a Tatălui Ceresc pentru a nu mai permite jocul păcatului și jocul celor care și-au permis să-și bată joc de lume și de Dumnezeu. Omul care nu este interesat nici de fiară, dar nici de Dumnezeu, vrea să fie lăsat în pace de ambele tabere și să trăiască. Din nefericire, zona gri, zona neutră, care este criba, neutralitatea fiind crimă, în timpul unei crize spirituale, unei crize morale, nu va fi permisă, și nu va fi luxul niciunui cetățean de pe pământ. Este adevărat că majoritatea oamenilor doresc să trăiască în zona gri. Majoritatea oamenilor nu doresc nici să provoace fiara, nu doresc să fie nici înceartă cu Dumnezeu, doresc să fie lăsați în pace și de fiară și de Dumnezeu. Din nefericire, acest statut, nici cald, nici clocot, nici rece, nici căldicel, este statutul majorității oamenilor care trăiesc în această perioadă a la Odicei. Dragii mei prieteni, omul care nu vrea să se certe cu fiara, dar nu vrea să piardă nici grația lui Dumnezeu, este omul cel mai periculos, conformistul, oportunistul din Biserica lui Dumnezeu sau din Biserica creștină. Majoritatea oamenilor care vor accepta compromisul cu fiara și cu icoana acestea vor fi oameni care vor să trăiască oricum, numai să trăiască. Această clasă de oameni sunt de obicei foarte guvernabili și nu trăiesc pentru viitor, nu cred într-un viitor, nu au un viitor, ci pentru ei prezentul și trăiește clipa, este singurul reper care generează sau activează motorul tuturor acțiunilor vieții unei astfel de persoane. Creștinii în timpul Imperiului Roman erau cei mai crezuți și cei mai de încredere oameni în societatea romană. Fiara, Imperiul nu, de atunci, Imperiul Roman Păgân, sistemul, nu, Romei, știa că această clasă de închinători la Hristos sunt oameni care nu mint, nu fură, nu ucid, nu dau în cap, un cap, într-un cuvânt sunt oameni onorabili, oameni în care se poate avea încredere. Creștinii sunt guvernabili în ceea ce privește taxele, impozitele și încrederea pe care o poți avea în ei dacă le încredințezi o treabă, o fac cum trebuie și bine, ca pentru Dumnezeu. Creștinii consacrați nu cei cu numele, sunt vrednici, dragii mei prieteni, de încredere, de laudă pentru calitatea muncii prestate și pentru consacrare și dedicare pe care o au în fiecare loc de muncă. Sistemul știe, prieteni, că nu-i trebuie camere de luat vederi pentru a vedea dacă fratele lui Hristos de pe șantier lucrează calitativ sau nu. Omul de caritate nu are nevoie de supraveghere. Nu trebuie să stai lângă un Daniel al Babilonului ca să vezi dacă a făcut actele în regulă, dacă și-a făcut treaba de birocrat cum trebuie sau nu. Omul de caracter face treaba ca pentru Dumnezeu, fără să fie nevoie să stai lângă el ca să-l supraveghezi. Sistemul fiară, care există astăzi în lumea globalistă, l-a pus pe Daniel în cea mai înaltă autoritate pentru a deține documentele strict secrete ale Imperiului Babilonian de atunci, mai târziu Imperiului Medopersan și care avea, Danielul acela, avea grijă de treburile statului de drept. Toate bune și frumoase, dragii mei prieteni, până la un loc. În măsura în care creștinismul este loial sistemului, în măsura în care creștinismul este guvernabil, în această măsură, sistemul fiară devine extrem de compatibil cu creștinismul. Dar în momentul în care creștinul are curajul să spună nu, ca și Daniel, în capitolul 6, se roagă lui Dumnezeu fără să țină cont de un decret statal, atunci fiara schimbă atitudinea de prietenie, de conciliere asupra creștinilor care își fac treaba bine și doresc re, Pudierea și uh, respingerea acestora uh, într-un mod radical și absolut. Creștinul răspunde cu tandrețe, respect și eleganță, nu, nu mă voi închina fiarei și nu mă voi închina icoanei ei, nu voi omagia chipul ei sau chipul fiarei. Așa ceva nu se poate vor răspunde ei. Voi, creștinii, sunteți și mai devotați oameni în societate și acum vă răsculați împotriva sistemului. Nu vă înțelegem ce nu vă merg lucrurile bine. Avem conștiință care ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oameni, care ascultă mai mult de legea lui Dumnezeu și o consideră mai superioară decât legile oamenilor ne supunem sistemului guvernabil până când porunca fiarei sau porunca sistemului vine în conflict cu conștiința noastră care este legată de legea lui Dumnezeu, care este legată de Dumnezeu și care este acest Dumnezeu este deasupra tuturor stăpânitorilor acestei lumi. Dacă întrebați ce, pe cei care conduc sistemul mondial, Roman 13 este cel mai îndrăgit capitol pe care, bineînțeles, îl aplică adeseori tendențios și for forțat ca să susțină punctul de vedere împotriva tuturor creștinilor care sunt, nu sunt conformiști. Când Imperiul face legi care contravin legii absolute și net superioare a lui Dumnezeu, noi suntem obligați de conștiința noastră și simțul nostru moral, prieteni, să, ne închinăm fiare, să nu ne închinăm fiarei și să nu acceptăm semnul ei nici pe frunte, nici pe mână. Sigur că o astfel de obiecție este percepută de sistem cu zero toleranță, nu? Și va fi întâmpinată cu cea mai mare furie posibilă, așa cum spunea marele Henry Kissinger, fost secretar de stat, care spunea că noi considerăm terorism sau teroriști pe toți aceia care sunt împotriva sistemului internațional sau sistemului global. Punct și de la capăt. Dar tocmai în ceasul acesta, Dumnezeu cel onorat de armata cea mai extraordinară, de regimentul celor 144.000 de credincioși, va interveni ca să salveze poporul lui Dumnezeu și să dovedească că Tatăl Ceresc poate să îmblânzească chiar și fiara. Cum? Dumnezeu poate să îmblânzească fiara care conduce lumea de astăzi? Da. De ce nu? Pentru că a mai făcut-o dată. Vă aduceți aminte, Dumnezeu a îmblânzit Fiara care striga demențial: Încinge focul de șapte ori mai tare! Aprinde focul și mai tare! În momentul în care Domnul Hristos a venit în cuptorul cu foc și a stat de vorbă cu cei trei tineri, Fiarei, care era nebucanețar, îi cam tremurau genunchii. Și Fiara a fost îmblânzită imediat după acea scenă. Fiara care a dăduse porunca de omori și de măcel, acum vine cu glas tremurător și spune Casa celui care nu se închină Dumnezeului pe care l-am văzut eu un cuptor să fie transformat într-un morman de dărămături. Mulțumim frumos, domnule fiară, nu avem nevoie de protecția ta ca să protejești tu pe Dumnezeu. Nu ești protectorul lui Dumnezeu. Dumnezeu își poate păstra sau purta de grijă singur, așa că nu avem nevoie de intervenția ta, vezi măre Doamne, măgulitoare ca să-i faci pe oameni să se închine lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dorește un serviciu determinat de forță sau de opresiune. Dumnezeu acceptă doar un serviciu din inimă și din iubire. De data aceasta, prieteni, fiara din Apocalipsa va fi aruncată în foc. Fiara nu numai că va fi îmblânzită, dar ea însăși va fi subiect al focului pe care ea însăși l-a aprins și această fiară va fi nimicită pentru a ne asigura pe noi, cei care am fost credincioși, că nu va mai exista niciodată vreun picior de fiară, vreun, vreo voce de fiară în viitorul plin de lumină a poporului Dumnezeu și a universului nepătat și necorupt de păcat să ne ținem cu tărie de brațul lui Dumnezeu, brațul său atotputernic și să conștientizăm că alegerile pe care sper să nu le facem la repazeală ne vor duce până la urmă pe partea cealaltă a malului Iordan și vom intra, vom păși pe iarba aceea verde, veșnic nemuritoare a țării Cananului Ceresc. Să nu ne pripim, să nu ne speriem, să nu luăm decizii de frică crezând că o bucată de pâine de mâine nu va mai exista dacă noi vom fi loiali lui Dumnezeu. Dumnezeu va avea grijă de tine, Dumnezeu va avea grijă de noi, Dumnezeu va avea grijă de toți cei care au avut încredere în el. Dumnezeu nu se va lăsa dezonorat. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Dumnezeu, dragii mei, n-a trimis o fiară să ridice păcatele lumii, pentru că fiara nu iartă și nu are vrednicia mielului. Așa că Domnul Hristos, în toate circumstanțele, în toate timpurile, mielul lui Dumnezeu, de la Geneza până la Apocalipsa, este cel care în care se merită a avea încredere, a exercita această încredere în fiecare zi și a avea acea părtășie extraordinară cu el. Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei, dragii mei, Mă opresc și meditez cuget și mă cutremur la această avertizare a lui Dumnezeu. Dacă mergem în Apocalips, capitolul 13, vom vedea o fiară care amenință. În capitolul 14, însă, vom vedea un Dumnezeu care avertiza, avertizează. Atenție, este o mare diferență între a amenința și a avertiza. Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului și dorește întoarcerea. Ca niciun om să nu moară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este atitudinea lui Dumnezeu. Dar, în același timp, Dumnezeu nu-l consideră pe cel vinovat drept nevinovat. De aceea, prieteni, acum ca niciodată, această avertizare mai directă, mai profundă, mai upfront, nu există în scriptură. Este la timp, este momentul terminus al societății noastre, barometrul profetic, termometrul profetic și indicatorul timpului profetic ne arată faptul că tensiunea, presiunea, temperatura, intensitatea spirituală a lucrurilor și a forțelor în luptă este aproape de sfârșit. Trăim conglomeratul luptei confuze din Apocalips 13, din mijlocul acestei lupte între fiară și Dumnezeu. La mijloc este omul, omul plăpând, omul oportunist, omul sincer, dar înșelat, omul sincer, și devotat lui Dumnezeu, în mijlocul acestei lupte se găsește regimentul lui Dumnezeu în fiecare colț ascuns al lumii, 144 de de oameni care nu se tem să dea piept cu fiara și să apere onoarea, demnitatea și interesul lui Dumnezeu pe pământul acesta. Este ultima bătălie. Poporul lui Dumnezeu nu va privi la ochii încețoșați de moarte a fiarei, ci va privi la zâmbetul la chipul senin, la blândețea Domnului Hristos care vine pe norii cerului și care spune, Harul meu îți este de ajuns. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul de a împărtăși aceste gânduri cu dumneavoastră și am încredere că toate aceste lucruri vor veni ca să ne poată ajuta să înțelegem cuvântul său. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze și să ne dea acea dorință fierbinte de a verifica noțiunea timpului Dumnezeu să ne dea suficient timp și maturitate ca în această seară să luăm la inimă aceste cuvinte ale lui Dumnezeu, să le studiem cu rugăciune și cu teamă sfântă, în lumina crucii, în lumina jertfei Domnului Hristos și să spunem, Doamne, vrem ca să nu ne închinăm fiarei, vrem ca să nu primim icoana ei și vrem, Tată Bun din ceruri, ca să ne ajuți să nu primim semnul ei pe mâna dreaptă sau pe frunte și dorim din toată inima noastră să se spună despre noi că aici, undeva pe pământ, se poate găsi în caracterele noastre ascunse în Hristos răbdarea Sfinților care păzesc cu teamă sfântă poruncile lui Dumnezeu și atenție nu credința lui Isus, ci credința lui Isus. Bunul Tată Ceresc să ne dea acest timp care este un lux extraordinar de a medita, de a poposi pe meleagurile frumoase ale cerului și acolo în împărăția lui Dumnezeu să stăm de vorbă cu El, Cel care ne-a iubit până la sfârșit. Dumnezeu să fie cu noi toți în această seară și să ne pierdem într-o meditație solemnă în cuvintele dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei. Amin. Să ne rugăm, iubită Tată, în numele Domnului Isus, venim înaintea Ta să-ți mulțumim pentru extraordinara uh, dragoste, revelație pe care ne-ai oferit-o în această seară de sabat frumos, venim la tine răniți, adânc de păcatele noastre, cu voi și fără de voi, și te rugăm să vii să cercetezi inima noastră, care, deși nu mai poate de dor după tine, totuși adeseori și-a permis luxul, într-o clipă de nebunie, de a fi atinsă sau pătată de gânduri, vorbe, fapte, acțiuni, priviri care au întristat spântata față. În această seară cu toții împreună, ca niște păcătoși fără vreun merit, îți cerem iertare, îți cerem păsuire, îți cerem dragostea ta și îți cerem călăuzire. Vrem să plângem, să ne plângem păcatele pe pieptul Domnului Hristos și să ne dai acest altar al umărului Domnului Hristos ca să fie perda unde noi să putem să ne plecăm în noapte când nu ne vede nimeni, și să vorbim cu Domnul Hristos, și să putem să vărsăm lacrimi fără șir pe umărul Domnului Hristos, care este cel mai frumos altar pe care îl putem primi și îl avea în fiecare zi și în fiecare noapte. În numele lui Isus îți mulțumim pentru insucces, îți mulțumim pentru alunecări, pentru căderi, îți mulțumim pentru că în circunstanțele și experiențele vieții ne ajut să învățăm din aceste colapsuri spirituale. Ne ajut să învățăm că nu suntem infailibili și că despărțiți de tine suntem pierduți.